să ne încadrăm. Ce aveți despre Sfântul Maslu online? Că tot să vă vorbește în perioada asta despre anumite lucruri. Da, nu, mi-e teamă să judec pe frații care fac sau au făcut astfel de lucruri și nu vreau să intru, cum spun eu, să judec, că nu știu în spate care este raționamentul, dar cumva nu o văd ca pe un lucru ok. Adică înțeleg, liturghia este liturghie și nu ne putem lipsi de ea, acolo este taina Sfântului Maslu, este o taină care se săvârșește, ea așa și fost întemeiată, cine cunoaște simbolistica tainei și din liturgică, ea a fost făcută pentru o singură persoană. Ea s-a transformat în Maslu de obște târziu, pentru că exista într-adevăr o necesitate, dar altfel, și faptul ăsta că vin la Maslu și vin cu pomelnice, și am mai zis lucrul ăsta, și nu este ok, pentru că tu îl pomenești pe Gicuță care e acasă, lei cu berea la picior și la meci și tante, mătușa, mama, bunica vine la biserică cu pijamalele, cu chiloți. Eu nebunesc când vin ăștia să le ungi obiectele. Nu, este o taină care se împărtășește persoanei prezente. Noi pomenim pomenice pentru că îi punem în rugăciunea de rugăciune, dar trebuie oamenii să cunoască și să fie bine catechizați, să înțeleagă că acele pomenice care se citesc la Maslu, nu cei care sunt pe pomenic nu se împărtășesc de Maslu, se împărtășesc de niște rugăciuni de sănătate, dar nu se împărtășesc de taina Sfântului Maslu prin mirungerea, prin prezența, în primul rând, a lor acolo. Deci nu o văd ca pe o practică, cum să spun eu, unul n-aș face. N-aș face, dar nici nu vreau să Doamne ferește pe cineva care a făcut lucrul ăsta, din mărinimie, tot din dragoste pentru oameni face lucrul ăsta. Dar totuși cred că se ajunge la o banalizare, adică deja depășim anumite lucruri. Deși putem să spunem că nu putem opri Duhul să lucreze. Duhul lui Dumnezeu lucrează și atunci când ești privat, ești forțat de niște împrejurări, Duhul nu are bariere. Nu poți să pui că există bariere în fața Duhului lui Dumnezeu. Și nu știm cum lucrează Dumnezeu cu fiecare. Și eu am făcut la un moment dat, am avut o întâlnire tot așa pe Zoom cu ucenicii și pentru că nu ne-am mai văzut și n-am putut, le-am făcut niște rugăciuni. Online, le-am făcut niște rugăciuni. Faptul că s-au împărtășit de dragostea mea, de vocea mea, cred cu tărie că și Dumnezeu a ajuns în inimile lor. Dar cumva nu sunt pentru o permanentizare astfel de slujbe sau ducerea lor așa, ca o mângâiere pentru o perioadă de timp. Dar asta, ca să o încep să o faci așa foarte frecvent, nu o văd ca pe un lucru ziditor. Da, da, Sfântul Maslu există posibilitatea să se transforme într-o rugăciune și atât, o taină să se transforme într-o rugăciune și punct, și să nu mai fie părtășirea personală care ar trebui să aibă loc cu adevărat într-o taină a Sfântului Maslu. Așa cum... Da. Pe de alt, e greu să judecăm și nici nu este indicat să judecăm, pentru că nu știm cum bate Duhul. Adică nu putem să circumscriem pe Dumnezeu. Iar în anumite situații, pentru dragostea și pocăința și lucrarea oamenilor, Dumnezeu poate să facă lucruri pe care noi nici nu le închipuim, că nici nu le visăm. Da? Deci da, ca și cum l-am circumscrie pe Duhul Sfânt. Duhul lucrează cum vrea El și unde vrea El. Dar noi să nu sărim în extreme, să nu sărim noi pârleazul. Da. Nu vreau să compar, dar chiar recent am văzut, bine, nu din zona ortodoxiei, din zona neoprotestantismului, am văzut un pastor care chiar ghilimele de rigoare, a botezat pe cineva online. Pur și simplu el turna apă, iar respectiva persoană din o altă localitate, posibil, și care își turna și el la rândul ei apă în cap. Deja românul este atât de inventiv și atât de... Așa că au apărut și bancuri. Deja circulă pe internet un preot care stă în fața la două monitoare, pe unul soțul, pe unul soția, și îl întreabă dintr-un monitor. Îl iei de soț pe cutărică? Da. E nebunie. Oh